urmează momentul în care Kevin și Carmen vor pune simbolul căsătoriei pe mână. Pentru fiecare legământ există anumite simboluri. Dacă legământul lui Dumnezeu cu Noe a avut ca simbol cu tubeul legământului, Dumnezeu a avut un legământ cu Abraham, a avut și a purtat de asemenea un simbol în carne, dar pentru căsătorie există aceste simboluri pe care ei le vor păstra, pe care ei le vor avea în atenție și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Principiile prevăzute de Cuvântul lui Dumnezeu și legile statului California vă declarăm căsătoriți. Și dragii mei, am bucuria să vă prezint în această dimineață cea mai tânără familie. Familia Smith, Kevin și Carmen. Îi încredințăm în brațul lui Dumnezeu și menționăm ceea ce Scriptura precizează, ceea ce Dumnezeu a împreunat. Omul să nu desfacă. Domnul să vă binecuvânteze. Vă felicităm.